Bună seara, prieteni, suntem la minutul 91. Rezultat surpriză în Gruia. CFR era favorită pe hârtie în fața Oțelului, însă încă o dată Oțelul a arătat că e greu de bătut, mai ales în meciul din deplasare. N-a pierdut nicio partidă pe teren străin. 0-0 între CFR și Oțelul. Primele patru clasate înainte acestei runde nu au reușit să se impună în această etapă, deși n-au fost meciuri între ele și surprize mari. Poate cea mai mare înfrângere categorică suferită de Universitatea Craiova acasă cu Petrolul. Discutăm nu doar despre CFR Oțelul 0-0, ci despre majoritatea meciurilor din această rundă împreună cu Basara Panduru. Bună seara! Salut! Bogdan Cosminescu, bună Salut. Seara! Merita mai mult CFR în această seară? Nu. Nu de ce? Nu de ce? Pentru că n-a jucat nimic, în primul rând. N-a jucat nimic nici în prima repriză, n-a jucat nici în a doua repriză. M-a surprins puțin și, nu neapărat sistemul, că 4-3-3 a mai jucat, dar poziția lui Birligea, adică Birligea în partea dreaptă, mi s-a părut că e un fel de Ivan la Craiova în partea dreaptă, adică oriunde îl pui, parcă face ceva, doar în partea dreaptă nu. La un moment dat s-au schimbat, parcă a trecut Otele în partea asta, a trecut el în partea aia, dar tot nimic. Nu mai încep cu le lipsesc titularii, pentru că lipsesc. Este adevărat și Taxidis, da, și Avunu. Acum îl plângem pe Avunu, pentru că a arătat destul de bine în Camora, începutul ăsta de campionat. Camora, Mane, stânga-dreapta. Se vede că nu au rezerve. Da, îi pui piedică singur lui Krasniqi, înțeleg, nu că e o problemă între el și club. Iar pe bancă nu ai nimic. Ce era? Hefte și cu Conopleanca. Și restul numai copii. Conopleanca un nume pe care noi nu-l știm. Hefte ceva cu ceva timp, dar nici el n-a mai marcat de nu știe când. În rest numai copii și uite așa termin 0-0, dar nu că termin 0-0. Cum joci tot meciul? Nu cred că a înțeles nimeni, dar mai degrabă cred că jucătorii n-au înțeles ce trebuie să facă în seara asta ca să poate să bată o echipă care, dacă ar fi avut puțin curaj, dar nu puțin curaj, poate valoare, un pic de calitate acolo în față, nu avea cum să nu dea gol în seara asta. Mie și ce mi se pare ciudat, încă o dată spun, este echipa cu cei mai lenti jucători din Liga Antic. CFR. În afară de Otele, ca să și văzut că a fost singurul care a mișcat ceva acolo, bă, restul abia se mișcă. Și Birligea, sunt experimentați, să zici, nu? Și poate, dar nu știu, ceva, sunt experimentați, sunt, știu. Mie singurul care mi-a plăcut la fără de Otele a fost Aieti, cu Nașul. Bun, sigur. Dar toate meciurile parcă a fost bun. Iar ce face Donel Munteanu, arată, nu știu ce arată, oricât de bun el, oricât de slab e campionatul. Nu, arată ce trebuie să faci, cred, în campionatul nostru. Pentru că pe asta îi spuneam, Donel Munteanu este un om pe care toți l-au dat la o parte în ultimii ani. Că nu e modern, prin nu Liga a treia, prin Liga a doua, așa, din când în când, că nu știe nimic și că nu se aliniază la ce se întâmplă peste tot. Adică să faci numai cu mingea, să alergăm nu știu cât. Nu, tată, pregătire, pentru că dacă nu avem calitate și nu avem nici pregătire, nu scotea niciodată rezultatul ăsta de egalitate dacă nu erau pregătiți. Hai să-l și ascultăm, că a venit la interviu Dorin Munteanu. De colți, adversarii noștri au fost periculoși. Noi ne-am creat de prea repriză două sau trei ocazii, puteam să marcăm, n-am reușit, dar eu cred că un punct este mai mult decât meritat. Contra unei echipe care are al doilea atac din campionat și... Absolut, am spus și înainte de joc și am mai jucat cu foarte multe echipe care au cel mai bun atac sau cel mai multe goluri marcate, dar... E greu cu cea mai bună apărare, nu? E greu cu cea mai bună apărare. Pentru că n-am făcut un antijoc, dimpotrivă, am încercat și să ieșim pe contraatac, dar cum a spus, jucătorii noștri au făcut o partidă exactă. Ținem cod încă o dată de campioana României din ultimii 6 ani, de 5 ori campioana României, de calitatea jucătorilor și așa mai departe. Dar astăzi nu s-a văzut diferența. Aveți vreun regret? Adică sper să putea mai mult în seara asta sau... Fie că am avut două ocazii foarte mari în prima repriză. Puteam să marcăm. Și cred că era cu totul alt fel jocul. Dar nu pot să spun că sunt mulțumit pentru un punct câștigat contra, cum a spus, cu la CFR-ul. Al nouălea rezultat de calitate în acest campionat. Acest punct va fi și mai important dacă vom câștiga jocul de acasă cu Hermastadu și, sigur, facem tot posibilul să ne recuperăm cât mai repede și să abordăm jocul, să câștigăm cele 3 puncte. Atunci punctul de la CFR este important. Ați avut și o primire, parte de o primire specială la începutul meciului. Da, le mulțumesc actualei conduceri pentru acest gest. Pentru mine, sincer, m-a emoționat, pentru că toată lumea știe
ce am făcut pentru CFR, cum am început cariera de antrenor la CFR, dar vechea conducere n-a știut și am jucat de multe ori contra CFR-ului. Acest gest făcut de noua conducere și le mulțumesc pe această cale, sincer m-a emoționat. Ok, mulțumesc. Și vă mulțumesc. Bun, l-am ascultat pe Dorinel Munteanu. Parcă-l văd modul în care se comportă Dorinel acolo și ce mână liberă și ce face, gen Dan Petrescu la CFR. El făcea totul. Ce jucători vin, ce jucători pleacă, cine intră, cine... Absolut totul controlează Dorinel Munteanu. Dincolo de faptul că explicai tu că face ce trebuie să faci la o echipă din asta mai mică în campionatul nostru. Sunt câteva echipe la care se vede mâna antrenorilor și câteva echipe la care nu se vede nimic. Adică, bă, Petrolul, bă, se vedea. Chiar și schema aia de la corner, că ținea 3-4 oameni să-l blocheze pe portar. Bă, niște idei, omul muncește. Bă, se vede. Da, bă, la Hermannstadt. La Hermannstadt, se vede. La Iași, bă, se vede. La Oțelul nu mai vorbesc. Părerea mea este revelația campionatului. Până acum, da. Pentru că trebuie să te raportezi la valoarea lotului, în primul rând. De exemplu, la FCSB nu vezi nimic. La Craiova nu vezi nimic. La Dinamo nu vezi nimic. Nu știu. Să vezi că, băi, au venit pe 200 de oameni care puteai să lucrezi. La mare majoritatea echipelor. Că cine a avut oameni la lot? FCSB și cine? Craiova. Și toată lumea arăta mai rău. Toată lumea arăta și că au fost liberi, mă. Acum au venit, acum au venit după două săptămâni. Poate au fost liberi. Păi au fost și liberi o perioadă, da. Îl ascultăm și pe Mogoș de la CFR. Azi nu putem să dăm gol. Mai multe. Și acum azi am avut una, trebuie să dăm un gol. Ocazia aia. A jucat CFR mai slab sau s-a apărat foarte bine Oțelul? Nu, cum am zis mai înainte, Oțelul e o echipă foarte organizată, agresivă și a fost greu pentru noi chestia asta. Dar trebuie să ne gândim la noi. E... Bravo Oțel, fericitări Oțel, dar eu mai mult mă iau de echipa noastră. Ați tratat și șansa de a vă apropia la un punct de primul loc. Păi exact, asta... Când știi că ești la un punct, la prima echipă, trebuie să rup pământ, trebuie să mănânci iarba, aia să faci diferența. Și... Azi n-am făcut-o din nou și de aia sunt jos. A lipsit atitudinea, motivația? Nu, motivația a fost. Dar, cum ați văzut, a fost meciul ăsta greu și putea să dea gol, putem să dăm gol noi, dar vina noastră la urmă, pentru că n-am avut foamea aia de dat gol, nu am fost agresiv cum am demonstrat până acum tot campionatul. Avem o ocazie, trebuie să dăm gol. Asta e. Reparați cu farul? Acum, mâine facem refacerea și ne odihnim să vedem și cum e farul, dar sigur o să fie din nou un meci foarte greu. Bun, mersi. Bună seara. Trebuie să avem o ocazie, trebuie să dăm un gol. Teoretic are dreptate, mai ales o echipă care nu poate să-și creeze multe. Care a fost ocazie? Poate aia lui Ricici. Și mai avut una Hefte, când n-a ajuns la minge. Eu altă ocazie n-am văzut. Aia centrală de pe partea dreaptă, Otele, nu? A fost bună centrală. Ocazie când n-ajungi la minge. Otele, nici măcar nu e șut spre poartă aia. Ocazia aia care zice. Bă, deci are șutul la minutul 34, nu? Da, de-l deviază... Păi nu, că de atunci n-am mai scris nimic. Foarte slab ăsta, Muhar. Foarte slab. Face preluare aia la sfârșit. Mamă, dar ce preluare face. Foarte slab. Bun, dar dacă la Oțelul spunem așa că raportat la valoarea lotului Dorinel a făcut minuni, raportat la valoarea lotului CFR-ului e mai sus sau mai jos decât unde ar trebui să fie? În clasament mă refer. Mi se pare că au făcut multe puncte. Eu nu trebuie cum câștigă meciul. Da. Nu știu cum câștigă. Adică la cum au jucat, mi se pare că au făcut foarte multe puncte. Mai multe puncte. Mai multe puncte decât joc. Adică jocul e într-un fel, punctele sunt bune după părerea mea. Nu, dar lipsesc cu oamenii, mă. Okay, nu, jucau altceva. Adică atunci la început nu jucau altceva. Lipsesc, dar cu toate astea... Dar era Eboah, erau alții care au plecat. Noi spunem că nu joacă bine, că nu știu ce. Măi, ești totuși la 3 puncte de ce? De cine? De echipa care joacă cel mai bine, nu? Teoretic, sau juca până la cu ceva etape și echipa aia. 3 puncte nimic, dacă ne raportăm. Da, 3 puncte nimic, dar jocul e tot nimic. Adică 3 puncte nimic, jocul cam tot nimic. Și după jocul ăsta pare că 3 punctele alea se cam fac mai multe, așa ar trebui, teoretic. Pentru că și în partea altă sunt probleme. O să vedem și acolo. Da, dar te poți gândi așa, cu Manea, cu Camora, cu Taxilis, cu Avru. 100% o să arate mai bine, da? Cu Krasniqi numai că probabil că în iarnă pleacă, nu? Dar cu ăștia patru s-ar putea să arate puțin mai bine. Deși vorbeam noi doi, Dane, ei au adus jucătorii, dar bine, sunt accidentați. Da, Avunu și cu Taxilis probabil că erau titulari. Dar dintre cei care au jucat astăzi, Otele care a venit de la UTA și Aieti.
care s-au impus în primul 11. Și Mogoș, da, Mogoș zice că a jucat mare, da. Nu, Mogoș... care au și confirmat, da, ca prestație. A, deci ai confirmat, zici tu, eu, da. Eu pe Mogoș îl aștept și am crezut și că Sava, Mogoș... Sava foarte bun. Și Sava foarte bun. Bun portar. Dar nu știu, mă vorbeam de jucători, da, am lăsat portar. Mă gândeam că Mogoș e nepregătit, e foarte puternic, zic, stai să treacă timpul și să-l vezi pe Mogoș cum arată. Păi mi se pare că pe timpul ăsta trece... Iar tu faci niște tâmpenii, te arunci în fundaș și omori pe ăla, te arunci cu picioarele în capul ăla, adică niște stângăcii din astea pe care nu mă așteptam să le văd. Eu am avut încredere, am crezut că e tot Mogoșul ăla, vezi că noi tot vorbim. Bă, da, ăia, păi mă, unii s-au lăsat de când jucau ei bine, când erau mai mici, știi? Acum noi tot scoatem, da, ăla la națională. Da, ăla la națională. Zic, bă, puternic asta, o să vină, o să rupă banda aia în două, să aibă Manea probleme. A, în trei, Manea acolo, el acolo, îl ajută pe Manea, că știe fundaș dreapta să joace, adică lucrurile nu merg, ceva nu e în ordine. Nici pe Cresici nu știu de unde să le iau eu, nici pe Ziv Morgan nu știu de unde să le iau. Ăștia doi nu-mi plac deloc. Nu știu de unde să iau, nu știu ce sunt, nu știu ce fac bine, nu știu, încă nu știu. Conoplianca? Nu mai vorbesc de Iuricici în față, care mi se pare că... Iar Conoplianca ce să faci? Asta așteptăm, nu știu. N-a jucat 4 minute până acum. A fost lovit. Nu știu, el a trebuit să... Eu mi-amintesc de Milevski. Are... La Cracovia, acolo, da, făcea ceva? Nu, are minute jucate, da, are meciuri jucate. Are minute jucate. Milevski... De ce mi-amintesc? Băi, când venea la Chiajna, venea cum venea, că bea până dimineață, pe aia venea la antrenament. A marcat niște goluri, nu? Da, ce, șase când goluri, punea piciorul pe minge, bă, se vedea. Bine, și da, acela la Chiajna acolo, că era diferență mare. Și crezi că... Poate că și cu Conoplianca. Și Conoplianca la fel? Dar nu știu, ce să ceri la un jucător care vine după lovitură? Dar unde o să joace în 4-3-3? Nu știu. Nu știu. Ei mai au sistemul care îl foloseau când juca Avunu, cu 4-3-1-2. Da. Și îl puneau... Eu am crezut că vor juca 4-4-2, dar a fost 4-3-3. Nu știu, zi, acolo? Se poate? Bă, gândesc că se poate, nu? Întrebarea adică are oarecare tehnică, întrebarea nu? Întrebarea e cum a reușit CFR... Hai să nu zic să-și bată judea, să piardă un jucător precum Krasniqi. Da, arăta un jucător ca un jucător interesant când juca. Excepțional. Ok, și părea. Ajunge acum, nu doar să te întrebi unde ar putea să joace în sistemul ăsta al lui Mandorlini, deși pe un 4-3-3 acum 4-3-3 putea să joace, da, în partea stângă. Dar să nu-l mai vezi deloc. De la jucătorul pe care urmau să primească 5-7 milioane, te gândești cum să faci să scapi de el. Incredibil, totuși. Păi da, dar nu scape nimic. Adică tot ei cred că pe câteva milioane, 3, 4, 5 pe acolo. Fără să joci vreo 5 luni, păi mai iei milioane? Nu știu care e problema acolo, dar... Eu nu cred. Păi tu și crezi ce? Că, o să-l dai pe ce? Pleacă Krasniqi pe 4-5 milioane nejucând? Păi îl dai pe ce? Nu are clauză de reziliere? Ce are? Ai dat niște bani pe el, nu ai făcut și tu o clauză de reziliere? Păi pleacă când vrea, are contract pe 4-5 ani, el pleacă când vrea, joacă când vrea, da, cum e asta? Încerci să amortizezi cât mai mult din pierdere. Oricum, CFR-ul să știi că a vândut mult peste nivelul meu de așteptări. Nu credeam niciodată că vor vinde de 6-7 milioane de euro sau 8 milioane de euro. Eu vorbeam de Krasniqi acum. Care era un jucător vandabil. Bă, dar și Krasniqi ți-a zis, a început bine, din ce... Nu, după aia n-a mai. Până nu, ce Krasniqi. Krasniqi n-a mai fost ăla de la început, din primele meciuri. N-a mai fost, dar în primele meciuri a impresionat. El a arătat bine. El a arătat bine, după care n-a mai arătat atât de bine. Dar care motivul se încăpățânează? El vrea să plece și îi s-a părut că îți prea puțin bani pe care primești. Nu, ce se întâmplă? De ce nu mai joacă? Nu mai înțeleg nici eu de ce nu joacă. Pentru că mi se părea la un moment dat că nu poate să lipsească din echipă. Așa părea. Adică era un jucător care unul la unul, cel puțin acolo, păi el ce e, bă, păi Otele în stânga, el e Birligea în dreapta, păi el e peste ăștia doi și în stânga și în dreapta, oriunde îl pui. Așa are, adică el are tehnică, are ce vrei tu, piciorul ăla, da? Nu e nici Otele și nici Birligea în lateral. De ce vrea să plece? Habar n-am, poate avea clauză de reziliere mică, nu știu, a dat cineva banii pe el, nu i-ai dat drumul, nu știu care-i treaba, că în loc să te folosești de el... Dacă are clauză de reziliere mică, pleci ușor. Că un club care vrea să achite o clauză de reziliere mică, mai are de să se înțeleagă nu știu ce jucător. Înseamnă mică, să zic, vreo 3 milioane, tu vrei vreo 5, dar poate n-a dat nimeni nici 3, dă 2, tu vrei să pleci, dați-mi drumul. Dacă ai cauză 3 milioane, știu, tu nu poți să ceri 5, cauză, nu, dar vrea să plece. Tu ai cauză de 3, de 3 milioane și cineva vine să dea 2. Și tu zici, bă, dați-mi drumul că luați 2, ați dat 700 de mii pe mine, dați-mi... E povestea cu Tănase. Probabil că... Bă, asta da, o să... Tănase nu era în situația să fie supărat pe club de ce nu-i dau drumul. Că nu, dar asta tu cu transferul, cu suma care nu tot mai mică decât clauza aia. Nu, nu era supărat pentru că ai făcut 30 și ceva de mii. Nu mai pleci din România decât așa la... 70 de mii. Am pot să cred că Krasniqi venind la CFR și după un an în care, datorită CFR-ului în principal, ajunge să fie ofertat,
face scandal acolo în club, de ce nu-mi dați drumul pe o sumă mai mică decât... Da, Duca zice a făcut scandal? A zis cineva că a făcut scandal. Păi nu, a venit și a spus că vrea să plece, că nu știu, nu scandal așa, nu, să ia la bătaie pe cineva. Am auzit o explicație care mi se pare logică. A venit o ofertă pentru el de 1,5 milioane pentru club și un salariu de 7 ori sau 8 ori mai mare. Dar nu treabă nimeni cu salariul dacă, dacă el avea clauză de 5 milioane. Păi nu avea clauză de 5 milioane. Păi de ce nu i-ai pus clauză de 5 milioane? Păi ce, toți jucătorii au clauze? Nu toți jucătorii au clauze. Păi unii atunci au, ce vrei să faci, Dani? Vrei să câștigi campionatul cu jucători care n-au clauze, care îți vin acum și peste 3 luni de zile pleacă ca oferte? Ce vrei să faci? Că nu înțeleg ce vrei să faci. Nu, dar sunt două discuții. La Dugan zici. Da? Mi se pare că Rapid a judecat într-un fel și corect. Pentru că hai să luăm cazul Dugan, zicea că am ajuns aici. Okay. Vine ofertă, okay. Las la o parte 1,5 milioane, okay. Pentru că deși e o ofertă bună. Și Rapid gândește așa, a venit cu un salariu de 7-8 ori mai mare decât îi dau eu. Așa. Nu-l las să plece, ci îl păstrez. Așa. E fericit sau e frustrat? Hai să zicem că nu e fericit. Păi și dacă el nu mai deranjează, acum vine, mai vine Rahmani, da? Iar în 6 luni de zile are ofertă, pleacă. Tu ce faci de fapt? Că asta fă-mă să înțeleg ce vrei de fapt. Vrei să iei niște jucători pe care să-i vinzi imediat? Sau ce vrei să faci? Sau vrei să câștigi un campionat? N-ai cum să câștigi așa campionatul dacă tu iei jucători și ei în 6 luni de zile pleacă. Pentru că vine și Rahmani acum și spune 1.500.000, luați 1.500.000 pe mine, pentru că o să am salariu de 10 ori mai mare în Arabia Saudită. Se poate? Și ce îți garantează că dacă îi mărești unui jucător contractul, că asta trebuie să faci, iei titlu? FCSB a luat titlu? Că așa a făcut Becali. Nu știu. Tănase, asta, nu te lasă pleci, îți fac 30.000. Coma, nu te lasă pleci, îți fac 30.000. Dar asta cu să iei titlul, să nu iei titlul, păi nu, nu e ușor, păi pentru că nu putem să discutăm. Nimeni, asta dar dacă ar fi rămas Dugan și cu Rahmani la echipă, Rapidul ar fi avut șansa anul ăsta să se bată la primele locuri. Așa nu mai e nici Dugan, nici mai nici Rahmani. Nimica și nu e nimeni. Așa se poate, deci nu e nimeni așa. Păi se poate, nu e nimeni. Trebuie să fii pregătit. Dar de aici în studio e simplu să spunem, felul Dugan 35 de mii, felul Rahman 30 de mii. Nu trebuie să-i faci 30 de mii. Păi ar trebui să ții jucătorii pe anul, spune-mi tu. Dane, tu nu poți să fii Botoșani. Păi cum să ții jucătorul? Dacă el are cont... Vine o ofertă cu Dugan zici de 1 milion de euro. Pentru că el asta spune aici. Eu nu pot să-l dau afară niciodată. Dacă îl dăm afară pe jucătorul, el nu mă foc, are contract. Păi tu trebuie să-ți pui contractul, mă. Te-am putut să semnezi pe 5 ani. Am spus că Dugan zici pleca cu forța. Rapid spunea, refuz oferta. Da. Dar puteai să te gândești că Dugan zici e afectat de faptul că îi stă mintea acolo la bani. Puteai, da? Deci trebuia să-i mărești. Dacă judești corect lucrurile față de Dugan. Trebuia să-i mărești, de ce trebuia să-i mărești? Pentru că așa se procedează, Pandit. Șefcenco când când nu trebuia să-i mărești nimica. El când a venit trebuia să aibă... Tu vrei să câștigi campionatul? Fă-i o clauză de nu știu cât. Gigi de ce le face clauze de 50 de milioane și le dă 3.000 salariu sau cât le dă? Fă-i o clauză de 5 milioane dacă e să plece și după aia decizi tu dacă îl vinzi pe 1, jumate, 2 sau 3 sau cât. Da. Păi să vin aici ca să câștigi campionatul cu ei, pentru că acum mi se pare că doar aduci ceva care este foarte posibil dacă face ceva să plece în 6 luni de zile. Ok, poate că ai de toate. Păi, Șefcenco a avut ofertă, Surkis a avut ofertă pentru Șefcenco, foarte mare. Și a spus, vreau să fac totuși aici echipă, dar nu pot să refuz oferta de la Milan, nu știu cât de dau, 20 de milioane, da, mi-a dat 2 milioane lui, fără să îi măresc contractul. Deși a reușit să-l țină. A zis, trebuie să-i măresc salariul. Și a făcut un salariu fabulos. După încă un an, n-a avut ce să mai facă. Eu nu spun că poate n-ai dreptate. Dar a plecat Dugan, zici. Ok, am terminat cu Dugan, zici. Acum vine Rahmani. Iar în iarnă are ofertă, pleacă și el. Nu, să mai s-a lovit, da. Nu se lovea. Da, nu se lovea. El mai marca niște goluri. Acum venea aia din Arabia Saudită, acum, dacă el marca, cum a marcat, așa, mai marcat de vreo două ori câte două goluri, venea aia în iarnă. Luați 1.500.000, tu salariu, dați-mi voie să plec, am salariu de 10 ori mai mare, luați 1.500.000 pe mine și asta e. Și atunci ce faci? Cum faci? Trebuie să ai o strategie. Eu trebuie să știu strategia. Sau tu care te ocupi și care vrei să câștigi campionatul, trebuie să știi ce trebuie să faci. Nu poți să fii Botoșani și să câștigi campionatul, că să aduci 7-8 jucători în fiecare vară, să vinzi tot ce se poate vinde și așa mai departe. Hai să vedem ce spune și italianul Mandorlini. Per noi, per Sandu, Matei... Ma non abbiamo fatto una grande serata, però ho visto che anche tutte le altre, insomma, dopo la sosta, nessuna squadra è riuscita a vincere delle squadre, delle prime. Peccato perché abbiamo avuto qualche occasione importante, ma sono gare così, con una squadra molto chiusa, una squadra che gioca sporco. E abbiamo avuto pazienza, sono gare pericolose, quindi prendiamoci questo punto.
Nu sunt mulțumiți și nu suntem mulțumiți cu acest rezultat de egalitate. Ne doream să câștigăm, în primul rând pentru noi, iar mai apoi sigur și pentru Sandu Matei. Nu am făcut o seară foarte bună. Din păcate, niciuna dintre primele echipe după pauză nu a reușit să câștige. Chiar și așa, împotriva unei echipe care s-a închis bine, am avut răbdare și am avut ocazii importante, dar luăm acest punct așa ca atare. Până la urmă, nu degeaba cred că Oțelul are cea mai bună apărare, nu? A fost greu astăzi. Oțelul, sì, ma anche oggi abbiamo avuto problema con Berligia, che ha avuto problema muscolare, ha dovuto uscire, Oțelul ha fatto buona gara, abbiamo cambiato tutti gli attaccanti, abbiamo avuto due o tre situazioni importanti, Oțelul solo in contropiede ha avuto due tiri, ma Sava non ha fatto una parata, quindi sono partite così, che vanno aperte con un gol e noi non siamo riusciti a farlo, anche se credo abbiamo avuto diverse opportunità che non abbiamo sfruttato, ma questo è il calcio. Da, și astăzi, din păcate, am avut acea problemă, a trebuit să-l schimbăm pe Burligea cu acea problemă musculară. A fost un meci în care am avut ocazii destul de importante. Sava nu a avut, să spunem, intervenții foarte, foarte importante. Așa sunt, din păcate, unele meciuri. Am reușit să ne creăm câteva șanse de a marca, dar, din păcate, n-am reușit să înscriem. E regretul mare și că nu v-ați apropiat la un punct de FCSB? La differenza sono quei tre punti della partita che abbiamo perso sul calcio di rigore a Bucarest. Quelli sono i punti che ci mancano, ma è inutile pensare a queste cose qui. Noi siamo partiti anche bene questa sera, credo che abbiamo avuto 10 minuti in quarto d'ora. La squadra ha avuto diverse situazioni per fare gol, poi non lo ha fatto. Con una squadra sporca, scorbutica, che perde tempo, quindi però ognuno fa il calcio che vuole, quindi noi sicuramente dovevamo e potevamo fare di più, non ci siamo riusciti, sarà per un'altra volta. Diferența între noi, eu fac cele trei puncte pe care din păcate le-am pierdut la București după acel penalti, dar e inutil să ne mai gândim acolo. Noi astăzi am avut câteva șanse de a marca împotriva unei echipe care, așa cum v-am spus, care nu joacă, să spunem, cel mai frumos fotbal, care se închide foarte mult, însă fiecare joacă cum vrea. Noi cred că în această seară puteam face mai mult. Cât de gravă e accidentarea lui Bârligea și situația lui Camora? Camora pensavamo di recuperarlo, ma ancora non sta bene, non so, forse per Farul, vediamo. Berligia vedremo, questi giorni ha avuto un problema al bicipite femorale e dopo 20 minuti lo vedevo che insomma si toccava, infatti abbiamo dovuto forzare il cambio, stava facendo anche bene, era pericoloso, insomma. È un momento così, abbiamo tanti giocatori infortunati, importanti, però questo è il momento e dobbiamo sicuramente stringere e cercare di uscirne insieme. Din păcate, Camora credeam că recuperăm pentru meciul din această seară, însă deocamdată nu este bine, poate pentru Farul, dar vom vedea. Bilicea, sigur, vedem și la el. Am văzut că după 20 de minute se ținea de bicepsul femural. Am văzut că se tot ține, m-am gândit că e o problemă acolo. Avem, din păcate, mulți jucători importanți accidentați, însă trebuie să reușim împreună. Meci de 6 puncte, cum se zice, cu Farul, etapa viitoare? No, è una partita importante, sì, ma adesso sono tutte importanti, dobbiamo fare un'altra squadra importante come lo era questo, ogni partita ha le sue difficoltà, noi dobbiamo ritrovare un po' più di lucidità davanti, perché credo che comunque la squadra ha cercato di fare con le qualità e con i problemi che abbiamo adesso, perché insomma ci mancano dei giocatori importanti. E un meci important, de altfel sunt toate meciurile importante, pentru că fiecare joc are dificultatea lui. Pentru noi e important să ne regăsim luciditatea acolo în fața porții. Astăzi chiar am încercat să marcăm cu toate problemele, cu absențele pe care le avem. Mulțumesc! Mulțumesc. Da, l-am auzit pe Mandorini. Poate am văzut noi alt meci, că a spus că a avut multe situații. Nu, eu sigur am văzut alt meci. Adică am avut multe situații. Care situații? Băi, fiecare, dar nu, fiecare vede al meci, mă. Fiecare vede meciul. Eu am cunoscut, acum, am prieteni suporteri la Moviști,
care jurau că nu e offside acolo. La golul de la anulat în startul meciului de la Sibiu. Acolo pot să înțeleg. Nu, mai jurau. Ales că ești suporter. Da, okay, e la limita aia, aia poți să zici. Suporteria asta schimbă gravul de offside. Dar aici vezi altceva. Aici ai o ocazie să zici că am avut altceva. Linice, ce? E echipa lui, nu e, e cel mai mare suporter. Și bagi ocazii care n-au fost, ce? Domina categoria. Ce scoți din burtă niște ocazii așa, care au o logie, multe ocazii. I-au avut niște oportunități așa, n-au fost ocazii. Se plimba o tele pe acolo prin Careu și era ceva, dar nu, alea nu sunt... Încă o dată, cine a zis că Mandolini a schimbat? Băi, greu de privit CFR-ul. Da. CFR-ul este o echipă greu de privit. Te chinui, adică nu știu, nu te... Nu zici, bă, mă, vine meciul de seară, hai să iau o bere, să mă uit la... Bă, nu prea... Zici și mie cum face punctele astea. Nu știu, ți-a zis. Nu știu. Este o echipă, stai să înțelegi. Este o echipă, după părerea mea, riguroasă și serioasă. Oamenii și cu jucători cu experiență. Dar sunt serioși. Da. Dacă tu nu joci ce trebuie, dacă joci cum a jucat Șep și că nu știi de capul tău, te bate de te omoară. Dar altfel, dovadă Dinamo. Păi cum să face egal cu Dinamo? Știi care e paradoxul raportului dintre FCSB și CFR? Că FCSB câștigă toate meciurile cu echipele de play-off, toate, de până acum, evident. CFR nu câștigă, nu bate pe nimeni. Cred că ia un singur punct cu Craiova, în rest pierde meciurile. Dar în schimb CFR-ul nu se încurcă, astăzi e primul meci pe care nu-l câștigă cu echipe de genul ăsta. FCSB în schimb pierde cu Voluntar puncte, pierde la Arad puncte. Și-a mai pierdut. Cu Clujul. Cu Cluj. Încă o dată, da. FCSB are tot timpul problema asta, că ei nu-i se dă, e nedreptățită, zice ea. Ce? Arbitraj? Da. Asta e discuție pe care o pot avea toate. Dar ultimele trei jocuri au fost bune? Nu. Cluj, Botoșani și ăsta cu Voluntari? Arăta bine FCSB? Botoșani în niciun caz. Bă, Clujul arăta rău. Nu, vorbesc FCSB în meciurile astea. Arăta rău cu Clujul? Nu știu, dar arăta bine. Parcă în astea trei e sub tot ce a fost până acum, nu? Asta e și impresia mea, da. Două faze, aici din perspectiva arbitrajului. Asta este maestria de la noi. La noi nu să-ți joci din ce în ce mai bine, tu joci din ce în ce mai rău. Pentru că vine unul să-ți dea peste picioare. Da. Adică, da. Minutul 12 este o fază, vreau să o vedem, la care Teleș se alege cu capul spart. Are pielea sensibilă, pentru că mi se pare că e contactul minim. Da, așa pare. Da, dar în momentul când duci cotul ăla acolo... Și ce, să-i dai roșu? Roșu nu, dar ceva trebuie să-i dai. N-ai ceva cum să duci să galben, da. Mâna aia, nu poți să o duci acolo, că așa duci tu, că așa sar tu, nu mai e. Mi se pare că în toate sporturile acum e toleranță. O protejare, da, la cap, da. Nu ai cum să duci mâna aia sus de tot și să vii cu ea în cap. Eu așa și cred că ar fi trebuit aici. Nu mai ți-minte. Eu am comentat, dar nu mai ți-minte. N-a dat nimică, nu. Și mai e o fază în 86. O fază încălcită pentru că aici, inițial da. se ridică Fanionul, adică inițial, la finalul fazei, pentru offside aici. Într-adevăr, e offside la Fatai, numai că întrebarea este dacă este foul, pentru că dacă ar fi fost foul, foul tu e înainte de a se activa poziția de offside. Adică aici, dacă e foul. Nu mi se pare. Nu. Mi se pare că alunecă și da, din alunecare se duce cu piciorul în picioare. Nu știu acum și Ieti dacă venea spre el, dar faptul că el alunecă îți dă impresia că alunecând vine în picioarele lui... Aieti. Nu aș fi dat penalti aici. Nu, pentru că alunecă și atunci da. Nu e nimic. Bun. FCSB Voluntar s-a jucat aseară pe arena națională. Astăzi a venit și decizia de la procesul dintre FCSB și CSA Steaua. Nu știu ce e mai important, meciul de aseară sau decizia asta, cum mi se pare? Cred că e bine să explici ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă decizia din seara asta. Asta cred că e mai important ca orice lucru. Pentru că lumea vede niște lucruri, dar poate nu înțelege... Nu. 99% dintre oamenii pe asta... Am zis 99% că eu cred că mai sunt și juriști printre... De asta te rog să explici... 99% dintre oamenii care citesc decizia așa cum a fost ea postată pe portalul instanței, nu înțeleg care este verdictul. Cine a pierdut, cine a câștigat. Cel mai important lucru de astăzi este că instanța spune așa, între 2003 și 2017, eu spun ca noutate, că celelalte decizii au fost din... Ia-o de la început, ca să înțeleagă toate. Nu, stai o secundă. Deci între 2003 și 2017, timp de 14 ani, FCSB a folosit, fără să aibă dreptul, marca, brandul, numele, Steaua și palmaresul acestei echipe. Okay. Deci asta a spus instanța astăzi, ca noutate, față de ceea ce se întâmplase în celelalte termene și la celelalte instanțe, că sunt mai multe. Okay. Asta mi se pare important.
Pentru că poate deschide perspectiva unui proces pe care CSA l-ar putea câștiga sau s-ar putea gândi că îl câștigă cerând daune pentru ce această perioadă. Ce putea să facă? Poate să deschide? Deschide 100%? Păi da. Ce putea să facă FCSB-ul? Cum adică? În 2004. Să nu folosească, nu, cum? Ce putea să facă? Vii și îmi spui că, nu știu, nu, eu nu înțeleg decizia asta. Ce putea să facă FCSB-ul? Să se declare vinovată ea atunci când nu înțeleg. Da, instanța, nu ce putea să facă. Instanța de a spune chestia asta? Nu știu ce spune instanța, ți-am spus. Spune asta, da? Ok. Tu emoția ești... cu care privești toată lumea aceste decizii ale instanțelor în general, nu numai la cazul ăsta, pe mine nu mă atinge. Păi data, trebuie să ne raportăm la deciziile instanței, că altfel face fiecare ce vrea în țara asta dacă nu ne raportăm la niște decizii. Eu nu înțeleg în toată decizia asta. Ce putea să facă FCSB ca asta? Cum putea să nu folosească marca? Neștiind că va urma un proiect, cum putea să nu folosească marca? Ok, dar discuția asta da. Își pierde din efect în momentul ăsta. De ce? Pentru că avem discuții, avem decizia aceasta în instanței. Da. Înțelegi? Da. Păi nu, iar lămurește-l atunci ca să... Păi nu, eu înțeleg și ce spune Bogdan. Tocmai asta, și atunci lămurește-l, că poate dacă îi spui ce știi și ce s-a întâmplat, poate înțelege lucrurile. Ce putea să facă? Asta e întrebarea, da, nu? Să nu folosească, neștiind că va urma un proces. Să spunem că... Ce putea să facă atunci? Să zic că eu am luat, dar nu mă cheamă din stat FCSB sau ce putea să facă? Că nu se punea problema să nu fie steaua la vremea respectivă. Bă, nu se punea problema. Nu se punea problema. Problema s-a deschis cândva, problema... nu știu, în 2007, nu, 15, 2014. De ce a intentat procesul? Ok, deci problema s-a deschis în 2015. Talpan sau cine? Da. Deci în 2015. Ce putea deci să facă? A câștigat omul, nu? Ce putea să facă FCSB între 2003 și 2015? Până nu s-a deschis acest subiect. Nu înțeleg ce putea să facă. Eu nu înțeleg. Poate că... Tu zici că ce? Nu, dacă nu știi legea, nu-ți plătești impozitele? Nu, că alea știi că ți le plătești. Aici nu știi că urmează un proces. Că o să urmeze un proces. Deci mie mi se pare o aberație. Nu știi tu sau nu știau cei care au luat atunci? Păi nu știa nimeni. Ce se știe? Că nu poți, că o să urmeze un proces cândva și nu o să poți să folosesc... Cum să nu folosesc brandul și numele în perioada asta? Nu neapărat că o să urmeze un proces. Că faci ceva... Ce nu e? De unde? Că ce păi asta ce zic. Nu știu, ce nu e. Eu nu înțeleg. Deci eu nu înțeleg. Nu că o să fie un proces. Păi procesul este pentru că ai făcut atunci ceva ce nu trebuia să faci. Ce? La vremea respectivă părea că ai făcut ce trebuie. Ce? S-a sesizat cineva că a fost preluat? Exact. Păi nu, faptul că nu s-a sesizat cineva, nu asta. Asta nu mi-arată mie că ai făcut ce trebuie. Corect și asta. Și am treabă. Repet, nu s-a sesizat nimeni până când a venit cineva s-a sesizat. Ok, eu nu prea înțeleg chestia asta. Încă o dată. După părerea mea... Atenție, nu este o decizie definitivă. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile, dar în alta curte. Da? Dar vorbim pe o decizie care e în acest moment. În alta curte a trimis ceva un proces din ăsta înapoi la judecători, nu? Altul. La rejudecare. Altul, nu? Adică tot o temă de genul și ăsta. Și magistrații sunt un pic încurcați. Nu, dar nu înțeleg. Bă, luați-l de aici, că nu înțelegem. Și când ne uităm pe aici, nu știm ce să dăm. Știi care e problema? Ce să facem? Că, cred eu, nici nu există... Știi că de regulă în procese, da? Te raportezi la precedente, să vezi. Bă, am mai avut genul ăsta de cazuri și încadrez. Aici nu există genul ăsta. Mai dai și peste cineva care nu are nicio treabă cu fotbal, spre exemplu, ceea ce e foarte posibil. Deci nu știi, el judecă așa, după niște hârtii. Eu știu, fotbal, stai că mi-aduc aminte de niște lucruri. Care a fost povestea? Păi au fost niște povești încă o dată. Păi știu, dar trebuie să judeci. Armata nu știa cum să scape de echipă. Tu n-ai treabă când judeci cu poveștile, tu ai treabă cu dosarul. Nu poți să ignori faptul că armata nu știa cum să scape de echipă. Că nu mai aveau bani să susțină atunci când a luat-o Păunescu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o ia cineva și să nu respecte niște reguli. Așa adică... este, nu. Povestea e complicată, adică... încurcată și nu. Eu nu înțeleg nimic. Sunt multe lucruri de discutat aici. Cum poate să rămână în aer 5 ani în acest imens club? Cum poate să rămână care în aer? Care ani au rămas? 98-2003. Incredibil. Când era la Păunescu? Da. Și nu s-a întâmplat? Că nu se știe? Nu. Fabulos. Da, deci cum se întâmplă așa ceva? Așa și zice, au rămas în aer, auzi? Da, nu știu cum adică formulare exact. Nu, așa, da. Au rămas așa în aer. Așa e, așa scrie. Nu știu dacă e. Au rămas în aer. Ea, da? Stai puțin, deci dar s-au câștigat niște titluri, nu? Două, trei titluri. Un titlu în 2001, dacă nu mă înșel. Cupa aia cu... Deci s-au trezit campion și acum nu mai sunt nimic. Nu mai există. Nu, dar decizia asta nu e... Când ai fost campion în 2001? Decizia asta nu e nouă. Nu, dar nici n-ai fost. Nu ești niciunde. Nu ești niciunde că ai câștigat. Spune așa, mă rog, anulează în partea așa.
Și zice, admite excepția lipsei calității procesorului active a reclamantului CSA Steaua în privința cererii, având ca obiect dreptul la palmares pentru perioada 98-2003 și respinge această cerere în consecință. Deci, practic, perioada aia rămâne în aer. Asta mi se pare, totuși, știi, la dita mai clubul, să spui pe palmaresul ăla rămâne al nimănui. Nu știi, de fapt, tu ce zici, că nu vrea nimeni echipa și după aia o ia cineva, dar o ia cineva crezând că e a lui. Da, și da, nu-i fac după aia, află după 15 ani că nu e a lui. Păi, nici n-a fost a lui, probabil, nu? Probabil, dar nu știu, mă depășește. Nu află, știa? Mă depășește. Știa că nu e a lui? Păi. Nu cred că știa. Păi acolo e viciu de procedural, dacă știa, cred că putea să rezolve la vremea respectivă. Că nu este ceva, adică nu s-a făcut nu știu ce. N-am înțeles și nu s-a făcut, pe nu mă pricep, nu mă depășește subiectul. Repet, din acest moment, lucrurile, din punctul meu de vedere, așa cum am interpretat-o, se complică pentru FCSB din perspectiva asta. Dacă va pierde și la înalta curte și va rămâne în picioare, eu dacă aș fi la CSA, aș cere daune. Păi, ați folosit, nu? Seama că, nu? Păi nu, o să ceară 100%. Ați folosit timp de 14 ani, palmaresul, deși nu aveați voie. Vă cer daune. Așa. Cum așa? Ce a produs CSA Steaua de când folosește brandul și palmaresul? Acum, din 2017, coace, de când s-a dat de prima decizie, ce? A produs bani mulți? Da. Nu mă amintesc. Acum, păi, bă, okay, trebuie okay să cuantifice cineva daunele astea, că tu poți să ceri oricât, poți să cobori. Le cuantifici? Spune, ceri, uite, bă, 30 de milioane. Uite, bă, eu la CSA Steaua acum, 30 de milioane. Bă, băiatule, fac cu brandul ăsta 10 milioane pe an. Frățică, am făcut 10 milioane pe an. Tu l-ai folosit 14 ani, dă-mi 140 de milioane. Dar tu că nu produci nimic. Tu când ești pe minus, de se duci zângăne zidurile pe ce minus ești. Ce, cum adică să produci? Pentru că nu joci în prima ligă, că nu ai drept de în prima ligă, că dacă ajungi în prima ligă, nu știi ce se întâmplă. Se rupe stadionul Ghencea aici. Dacă e în prima ligă și e Steaua, cred că nu se știu, rupe. Nu știu. Aici dacă va fi un alt proces în care știi cum e, exact ca la dă cineva pe cineva în judecată și cere daune pentru calomnie. Și ce mai calomniat, vreau 50 de milioane de euro. Dau și un exemplu. Instanța hotărăște, în primul rând, dacă așa e și ai produs daune, și apoi, dacă le-ai calomniat, și apoi ce daune? Că tu poți să ceri oricât. Instanța este cea care judecă și care hotărăște. Oricum cer mai mult decât trebuie întotdeauna. Nu știu, mă depășește, nu știu, habar n-am. Nu, da, atenție că ăsta poate fi un proces care okay să conteze cu adevărat. Că până la urmă s-a dovedit că și pierzând numele Steaua, pierzând și palmares și astea, FCSB a continuat să rămână un club de care suporterii au fost atașați, care nu și-a pierdut masa de suporteri în ciuda acestui lucru. Și au trecut 10 ani de cât... Mie mi se pare, Dane, că nu e în ordine să începi procesul ăsta cu câți ani? În 2011. Da. Care proces? Ăsta, în 2011, nu l-ai început. Nu. În 2011 s-a pornit procesul pentru numele Steaua, pentru marca Steaua. Okay. În 2014 a fost decizie definitivă în decembrie, când s-a pierdut numele Steaua. Da. Okay. După care s-a transformat și au început mai multe procese, deci, dintre care și ăsta din 2011, nu? Pentru niște lucruri. Și am ajuns abia 12 ani, nu? Am 12-13 ani, ce Dumnezeu? Adică mai avem timp, 25-30 de ani, ce unde ne grăbim? Ce treabă avem? Tu nu înțelegi cum adică să nu rezolvi nimic? Tu să dai banii mei, ai tăi, al lui Dan, la CSA Steaua, foarte bine, dă-i. Cum să nu rezolvi cu promovarea? Ce bătaie asta de joc? Bor te desfințezi, ori promovezi. Nu se poate așa ceva, pe părerea mea. Ce înseamnă chestia asta? De ce înseamnă chestia asta? Nu înțeleg ce înseamnă chestia asta. Că nu promovezi, nu-mi place nici mie. Ce înseamnă chestia asta? Asta nu mi-a plăcut. Nu înțeleg, da, de 3 ani de zile. Un an, n-am zis nimic. Al doilea an. Ce înseamnă chestia într-una asta? Da, aici. Ce înseamnă? Noi jucăm mai ales așa, jucăm un gol, jucăm la mișto. Mai ales că la începutul sezonului, nu? În perioada de pregătire până să înceapă sezonul, au venit cu soluții, nu aveau soluții. Chiar de la Burleanu, cred că la un moment dat. Da, și s-a și exprimat public Burleanu, da. S-a exprimat public, a spus, sunt soluții, asta trebuie să facă și tu te trezești că iară nu. Tu de ce nu faci treaba asta? De ce nu faci treaba asta? Ce înseamnă chestia asta? Tu vrei să stai 20 de ani în Liga a doua, dacă nu pici în a treia, că merge jocul Brici acum? Deci un lucru trebuie făcut. Faci? Trebuie făcut ceva, să nu mai vină nimeni să mai ia echipa. Și de aici probabil că sunt probleme, nu? Cum să nu mai vine nimeni să să nu ajungi în aceeași situație. Să ajungi în aceeași situație. Să faci corect cum o faci. Trebuie să faci într-un fel, pentru că nu se poate să mai fie în anul de grație 2023 echipă de minister la fotbal. Nu se poate. Unde mai văzut tu un exemplu, afară de Dinamo Minsk? Eu nu știu cine. Înțeleg că și în Serbia e cam așa. Și în Serbia e la fel? Da. Ce, partea de Steaua Roșie sunt cluburi de stat? Ale ministerului? Nu știu că ale ministerului, dar sunt de stat. Ok, atunci să mergem să dăm înainte.
Bine, nu spune apărat că e un exemplu, că totuși Serbia nu e europeană, mă rog, adică nu e, se dă, da, există... Se dă înainte, nu știu ce să zic. Nu știu. Există exemple. Stai, și dacă în cazul în care la CSEA Steaua, în Academia, că am zis că funcționează bine, se produce un Leo Messi vândut pe 200 de milioane de euro, să cumpere armata două tancuri sau ce face cu ei? Păi ce facem? Cum? Cum faci? Apare Messi la CSEA Steaua, la Academie. Și ți-l ia Manchester City cu 200 de milioane de euro. Ce faci cu banii? Investești la clubul sportiv. Aha, în ce sens? Aduci la Liga a doua și mai aduci? Că nu e nevoie de bani la toate secțiile? A, ba da! Păi asta ce? Spun, la toate secțiile. La bugetul e comun? Nu știu, da. M-ai întrebat într-o situație de asta ipotetică. Dar nu știu, ți-am spus, sunt multe chestii de rezolvat și multe chestiuni neclare și complicate. Nu știu, nu se face nimic. Da. Hai să luăm o scurtă pauză comercială, ne întoarcem în emisiune. În studio, alături de Basara Panduru și Bogdan Cosmescu, suntem la minutul 99. Ajungem cu discuția și la meciul FCSB Voluntare. Să spun că ajungem cu discuția de FCSB, dar tocmai ce am vorbit de procesul cu CSEA Steaua. Despre meci, nu prea sunt multe de comentat. Asemănat cu CFR Oțelul? Cred că asemănat. Am că au fost mai multe ocazii. Parcă mai multe ocazii. Mă, nu, au fost mai multe ocazii. Zi-mi repede trei ocazii. Vara, Băruță. Da. Companiu. Companiu, da, au fost. Câteva. Șut, Miculescu, da, au fost. Chiar dacă erau pe scurt, dar au fost niște șuturi acolo. Adică ceva okay. A fost, nu poți să... Aici, aici, noi, aici nici măcar nimica. Aici vorbim de centrare Otele din partea dreaptă și ajunge târziu. Mi se pare că a diferit cu mult, adică, dar nu mi s-a părut că FCSB ar fi trebuit să câștige meciul ăsta la câte ocazii. Nu, stai puțin. Tu zici că FCSB-ul n-a făcut nimic față de ce trebuia să facă. Nu că n-a făcut mai mult decât CFR-ul în seara asta. Că a făcut mai mult decât CFR-ul în seara asta. Dar nu cu mult. În fine, bine, dar vezi că și aici, la un moment dat, mi se părea pe final că și voluntariul poate să marcheze. Da, da, da. Păi are Florea acolo. Păi nu. Are o minge pe 11 metri și face o preluare de începător. El care oricum are o tehnică destul de bunicică, da? Aici am impresia că n-a vrut să paseze și că tot și-a făcut-o ca să tragă el, nu companiu. Da, și am văzut și eu că numai tot ce că e egoist, că nu știu ce, se poate. Nu, nu aici, vorbesc doar de faza asta. Nu, el a avut o altă fază în care a fost egoist și nu a dat. Rotariu? Rotariu nu trebuia să fie titular, dar l-au băgat să-l vadă. Probabil că au zis, dacă nici cu ăștia nu-l nu, bagă... Nu, l-a băgat să-l vadă. Nu l-a băgat, da, să-l vadă și a zis, dacă nici cu slabii ăștia nu-l bag, când să-l mai bag, știi? Îmi permit, că pe ăștia îi bat oricum, știi? Și joacă cine vreau eu. N-ai ce să vorbești. Un om care n-a jucat, îi trebuie ceva timp, dar dacă e așa pe 45 de minute, pe 30 de minute, cred că îi trebuie vreo 2 ani ca să fie cândva bun. Că n-ai, că decât îți toacă nervii atâta. Eu acum întreb altceva, dacă el a jucat așa, arătând la antrenamente senzațional, că așa ni s-a zis. Păi da, dar și cu cine? Că știai cu cine a arătat? Adică pe cine avea la antrenamente? Erau o grămadă de copii sau ce erau? Arăți înțeles, da. Bine, doar că la meci când ești pe partea dreaptă acolo și ai un adversar în față, cine era? Carnat sau cine era acolo? Da, Carnat. Da, ai vrut să-l driblezi? Ai vrut să-l driblezi? Și, n-ai putut să-l driblezi, înțelegi? Nu, da, mă întreb, când nu arăți bine la antrenament, cum poți să nu, joci? Nu, dar nu ai cum să... Noi nu avem cum să vorbim de Rotariu dacă a făcut, n-a făcut. E normal e să nu faci după atâta timp. Ușor, ușor să facă, dar ca și cu Conoprianca, în ce discuție. Nu, dar mai rău. Mai rău decât, da. Mai rău, da, și da, cu Conoprianca. Tot da, accidentat, tot da, asta. Da, 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 totuși aici la FCSB mi se pare că trebuie să discutăm, pentru că aici au fost jucători care au primit 45 de minute, au primit apoi iar 45, apoi 30, apoi au plecat. Că n-au arătat în 120 de minute ceva. Probabil cazul că se poate întâmpla și în Rotariu. Rață n-a fost în situația asta? Fix în situația da, asta. Dar Rață n-avea nicio scuză, că el juca. El că juca la Voluntari când a venit. Cine a jucat rău atunci? Că toată lumea lăuda pe Rață atunci pentru meciurile la de la Voluntari. Da. Da. Dar nu înseamnă că dacă joci la Voluntari trebuie să joci la FCSB. Iar aici nu e răbdare. Iar faptul că tu joci acum 45 de minute, mâine 30, cred că au nici nu știu, o frică în ei până la urmă. Deci aia care intră titulari, nici nu știu, băi, ce, stai puțin, trebuie să fac ceva. În afară de aia 2-3 grei, Coman, Olaru, nu, aia sunt și cei mai buni, pentru că și joacă 90 de minute și n-am treabă, știu, bă, pe mine nu mă scoate nimeni, n-am treabă, să-l liniștit și joacă bine. Toți trei joacă bine, da? Mai ales anul ăsta, au jucat toți trei foarte bine. Olaru, mult mai bine decât anul trecut, chiar foarte bine. Coman, Șut, iar bine. Restul? Miculescu nimic, dar de un an și ceva se învârte nimic.
Băluță vine, te uiți la el, zici, bă, ce e asta? Că nu e în ordine, să nu poți dai nicio pasă. Cine e? Probabil că și Rotariu o să fie tot aici, Octavian Popescu nu știi ce e, cum e, ce mai joacă, cum mai joacă. Nu, niciunul dintre ăștia care au fost amenințați așa că dacă în primele 45 de minute nu faci, nu faci treabă, te scot, n-au făcut nimic. Tu ai fost fotbalist mare și de tot felul de situații, e foarte greu să joci în chestiile astea. Păi eu asta spun. Eu și când jucam în curtea școlii, dacă nu că nu știu fotbal, înțelegi? Creierul cred că e tocat pe zi ce trece și nu mai ești în stare. Lumea trebuie să înțeleagă că este extrem de complicat. Nu, e foarte complicat. Sunt extrem de puțini jucători care pot să reziste la ce face Gigi Becaie, la presiunea asta. Sunt unii care rezistă. Dar, și când vii, îți convine. Da. Clar. Când vii, știi ce te așteaptă, da? Deci tu știi ce te așteaptă. Ai venit Rotariu, ce s-a întâmplat până să vin eu? Păi cu ăla, cu ăla, cu ăla. A, dar de ce vii? Păi vin că am 20.000 pe lună, nu-mi dă nimeni 20.000 pe lună. Și ne-a Gigi să facă ce vrea. Eu trebuie să mă pregătesc, să joc, banul la zi, nu știu ce. Deci tu nu ai nicio scuză când vii aici. Clar. Da? Și nu poți să spui că cineva pune presiune pe tine. Știai că va fi, tu știai, da? Și ai zis... Și tu știi dacă ești unul de jucător care poate să joace cu asemenea presiune sau... Discuție. Jucătorii nu se pot plânge de asta. Dar poate fi argumentat faptul, prestația lor slabă, poate fi argumentat dacă asta. Știi că ești fragil psihic. Nu, dar dacă tu știi că, tu vezi ce se întâmplă cu ceilalți, da? Și tu te duci tot acolo. Nu, dar știi ce îmi spui tu acum? Că e normal ca Rotariu, să spunem acum, poate e scos din teren, din echipă, că n-a jucat bine astea 45. Da. Stă vreo 3-4 etape, el mai bagă câte 20 de minute, mai bagă, și apoi spui, păi el era normal să arate în 45 de minute? Era normal. Eu spun? Păi da, asta. Nu, asta. Eu nu spun că era normal. Eu dar și spun că eu nu vorbesc de 45 de minute. Dar eu spun că el știe la ce vine. Unde vine. Asta înseamnă că el nu are motive să se plângă. Dar nu înseamnă că trebuie să dea randament. Dacă știi că te afectează asemenea presiune, nu vii. El știe că ajunge în situația asta, Dani. Deci nu, el speră că vine. Nu vreau să spun ce ești atunci dacă speri. Dacă tu vii și sper că tu ești, nu știu cum, ești diferit de ceilalți, ce, cum ești? Nu ești nimic, ești la fel ca ceilalți. El speră că vine și dă 3 goluri cu voluntarii. Ce speră? Păi a sperat și Miculescu, a sperat. Păi nu-i vezi că și ea înaintea ta au sperat toți? Da. Adică nu-ți dai seama că toată lumea speră înaintea ta? Adică tu ești ce? Ești altfel? Tu ești diferit de ceilalți, nu? Fiecare crede că e altfel. Nu. Deci niciunul nu trebuie să se plângă. Au niște salarii grase, mari de tot, când vin sunt mulțumiți și vin aici știind că sunt problemele astea, pentru că în altă parte nu prime salariul ăsta. Și atunci vin și au loc că joc 45 de minute. Știai de la început că joci? Asta este situația. Mie mi se pare formidabil în continuare, deși știm că lucrul ăsta se întâmplă la FCSB, modul în care se pune problema. Astăzi încercând să explice ce schimbări face în echipă, Becali a spus, bine, s-a greșit și cu companiul titular, de fapt n-am greșit eu, au greșit ei. Adică acolo se judecă în felul următor. Eu am niște titulari, eu pe Cali, cei de la echipă, antrenori. Vă las și pe voi. Vă las și pe voi să puneți. Dar acum ajung la concluzia că nu trebuie să vă mai lasă să-i băgați nici pe ea. Că și pe ei greșiți. Totuși, aici este, adică aici, că știm, dar vreau să zic, în exprimarea lui. N-a luat titlul din 2017 și probabil că din 2017. Și pe Alexandru cine l-a băgat? Pe Alexandru cine l-a băgat? Meme l-a băgat, nu pe Alexandru. Acolo nu s-a exprimat pe Cali, ceea ce nu face să înțeleg că el joacă, dă vina pe meme tot timpul. Păi, da, și dacă face bine, nu zice niciodată că a făcut bine, știi? Întotdeauna face bine doar pe Cali. Da, asta zic, da. Ți-am spus încă o dată, nu înțeleg de ce tu discută în chestia asta. Omul joacă FIFA live, nu pe calculator. Jocul ăsta, manager, care se joacă, da? Dar scoate bani tot live. Tot live, da. Deci joacă, nu. Joci live, dar te și costă ceva, deci, live-ul ăsta. Da, e așa încasat. Da, păi da, când adică, tragi linie. Bani am mai făcut, trofeele sunt virtuale, că alea nu prea le-am mai luat deloc. Autocupă. În viața asta, știi ce e mai important? Până la urmă, banii a făcut, n-a făcut, e numele pe care ți l-ai făcut. Super nume, cred că are grad de necunoscut, știi că testul ăla, cât te cunoaște, câți oameni te cunosc, gradul de notorietate, ceva genul ăsta. Dar ți se pare că mulți intră în fotbal de asta? Că au bani și că... Să faci bani în fotbal din România este foarte complicat. Nu e simplu deloc. Da. Eu am spus pentru că nu ai, marketing. Mai degrabă. Știți ce zicea Șucu acum vreo lună, două? Apropo de impactul ăsta
de imagine, a zis, eu fac afaceri la nivel înalt, totuși în România, de aproape 30 de ani. Nu știa nimeni. Ce, nu că nu mă știe, ce, un an la Rapid și acum lumea mă prezintă șucul de la Rapid. Deși eu de 30 de ani sunt dătuși într-o păi lume importantă. Ți-ai dat seama că așa... Nu, explicația de ce ai spus tu, de notorietate. Normal, asta un ai vrut. La Rapid. Asta și asta nu are cum, oricât ar zice oamenii că nu le place acest lucru, nu. Aproape toată lumea este sensibilă la chestia asta. La dorința de a fi cunoscut și apreciat. Și cred că te și prinde microbul ăsta al fotbalului. Foarte posibil. Asta e la Adrian Porumbu, de exemplu, că el n-avea nevoie să îl știe cineva din fotbal pentru că îl știa toată lumea, tot din fotbal. Da, nu? Da. Deci n-avea nevoie de asta, el a făcut că așa a vrut să câștige un campionat și a băgat bani. Da. Pe când ceilalți au făcut că au mirosit în momentul ăla când erau câte 15 milioane din Champions League, au mirosit că sunt bani, hai să facem ceva și au băgat niște bani ca să scoată mai mulți bani. Aia a fost afacerea lor, da. Alți ce oameni? Că dacă ne referim, de exemplu, la CFR, CFR a ajuns în insolvență. Toate, Urziniu a dispărut. La Uziceni ai luat banii și ai plecat. Poți să spui că... Timișoara a dispărut. A luat banii și... Oțelul a luat banii și... Oțelul s-a desfințat. Timișoara n-a fost în Champions League. Cine? Timișoara nu? Nu, dar Oțelul a luat banii, Urziceni a luat banii și s-a terminat. Da. Iar CFR a ajuns în insolvență. Ia, de câte ori? Dinamo de două ori. Amenința acum Varga că dacă nu știu ce se întâmplă, probabil s-a rezolvat treaba. E, stai să vedem. Ah, da, corect și asta. Mai o datorie de peste 30 de milioane. Mă lasă-mă datoria asta, nu știu, o poveste, mă, 30 de milioane la mine. Păi eu sunt patron sau sunt bancă? Care generez un împrumut. Ce datorie e asta? Eu nu înțeleg datoriile astea, nu știu dacă mi se pare foarte legal. Ne, cum adică? Adică nu, nu mi se pare foarte moral, legal este. Moral, am greșit. Cum adică eu am împrumutat pe ei? Eu mai sunt patron. Ce patron sunt la care eu împrumut echipa? Am mai explicat asta de ce se... Da, ca să evite dividendele când intră banii. Impozitul, nu dividendele. Impozitul pe... Da. Păi și este o chestie foarte legală, dar nu legală, dacă lumea... Nu, legală este, nu, morală. Dacă vrei să... Nu, moral nu e. Am spus eu greșit. Nu mi se pare că e tot ce e cam ce trebuie. Ok, înțeleg că, de exemplu, la Rapid, Șucu nu procedează așa. Aș fi ținut să explice chestia asta. Eu am parcurs și actele contabile și, într-adevăr, nu vedeam că, totuși, Rapidul fiind pe minus, trebuie să apară undeva și nu apărea către patron. Șucu nu procedează așa cum procedează Rotaru. Da, și dacă va fi pe plus odată, va plăti dividende și își va lua partea. Nu știu ce, cum gândește business-ul Șucu, dar am spus așa că e o chestie diferită la Rapid față de celelalte echipe. Marian Barbu a fost central, câteva faze de arbitraj aici. Hai să le vedem repede pe cele care, practic, contează mai puțin, pentru că, totuși, posibilul penalti pentru FCSB în final de meci e cel mai important. Minutul 23. Să vedem un faul pe care îl face Coman. Aici, din ce mi-aduc aminte, trebuia cartonaș galben. Dă doar faul aici, Barbu. Da, trebuia cartonaș galben. Și Coman e mulțumit. Cred că nu e doar joc periculos, cred că îl și atinge, nu? Sau nu știu cu atinsul, păi dacă nu-l atinge, te duci la intimidare. Știu, acolo, dacă nu-l atinge, de ce păi să fie galben? Cum, adică, păi mă duc cu talpa, te păi intimidez, nu... ridic talpa și după aia nu te ating și nu e nimică? Păi vezi, e joc periculos dacă păi, mă duc cu talpa. Pune... Păi cum? Dar mie mi se pare că îl și atinge. Nu, dar stângul ăla e talpă ridicată, e că l-atinge, că nu-l atinge, dacă l-atingea acolo, nu cred că se ridică atât de repede. Așa cred. Bun, minutul 51. Un posibil penalti pentru FCSB. Ziceai de CFR, uite, se întâmplă ceva la FCSB. Adică, bă, se întâmplă ceva, se dau niște pase. Aici n-am văzut nimic, nu mi s-a părut nimic. Nici mie încercam să mai văd acum, că aseară pe... A zis că duce cotul ăla, dar nu știu dacă îl lovește în cot, ia. Mai duce cotul ăla care duce nu e într-o poziție. Dar nu știu dacă îi vine în cot. Mi se pare că îi vine în număr. Pare că îi vine în număr. Că dacă îi vedea în cotul ăla pe care el îl deschide acolo, era clar penalti. Dar nu mi se pare că s-ar duce mingea în cot. Bun, nu sunt foarte clare imagine. Din păcate nu sunt foarte clare nici la fața din 87. Când FCSB a cerut iarăși penalti, tot pentru Hens. Ia să vedem faza din 87. Aceasta este.
Nu e cu noi Constantin Zota, dar ne dăm cu părerea. Nu știu, se poate, da. Se poate să nu dai. Nu mi se pare că e o greșeală să nu dai. Asta-s variantă. Păi nu, asta iau puțin. Nu mi se pare că e o greșeală, dar într-adevăr atinge în mână. Mie nu mi se pare că e 50-50 aici. Adică se pare că adică trebuie să dea? Adică mi se pare mai mult să nu dea. Să nu dea. Să nu dea. De ce? Să nu dea, mi se pare mâna totuși într-o poziție firească, încearcă să se ferească, să o tragi, o... Nu încearcă să se ferească. Ba, uite-l. Eu cred așa, că dacă tu vrei să nu atingi mingea cu mâna, poți să nu atingi, că îți tragi mâna înainte, nu lași mâna acolo. E, șutul e foarte tare, e... Tu stai lejer, deodată te trezești cu un șut de la 5 metri și încerci să faci... Uite, face cu mâna cumva, nu știu, nu mi se pare că mâna aia e într-o poziție în care să... Nici 80% nu văd penalti aici. Nici. Nu văd, adică nu... Se poate da, încă o dată spun. Se poate da. Mie mi se pare că nu trebuie, că a făcut bine Barbu că n-a dat. Dar... Eu nu spun neapărat că e penalti. Dar argumentul meu că ai putea să dea penalti este faptul că apărătorul nu face nimic să îndepărteze mâna de acolo anticipând că mingea vine pe direcția aia. Iar mâna lui dreaptă are timp să-și o ducă într-o poziție de genul bă, să nu o deschid, să nu, adică o duce pe corp. Mâna stângă, în schimb, unde anticipează că vine balonul sau unde vede că vine, o lasă acolo. Da, asta e o nouă chestiune, da. Nu, eu n-am treabă cu mâna, că asta i-am și spus lui Dan. Eu n-am treabă unde ține mâna. Eu am treabă cu mâna lovită de minge. Și altceva, jucătorul nu trebuie să stea cu mâna la spate. Nu există la fotbal așa ceva, nu scrie niciunde că trebuie să te aperi cu mâinile la spate. Că dacă unii vor să stea să se apere cu mâinile la spate, da, pot face, e treaba joci lor. Fotbal cu mâna. Cum? Nu se joci fotbal cu mâna, dar dacă strage în mână, nu înseamnă că e penalti. Stai puțin. Dacă păi cum adică? Ăsta strage în mână, dita mai șutul. Păi, da, da, asta discutăm aici, analizăm. Dacă el putea să evite să atingă mingea cu mâna, ți se pare că putea? Sunt de acord cu tine. Nu se joacă fotbal cu mâna, dar nici șutul în mână nu înseamnă că e penalti. Corect și asta. Asta spun. Iar aici, ți se pare că putea mi se pare că e aproape imposibil să te ferești, încerci să ferești, pui mâna asta, adică e aproape imposibil pentru că asta e o ghiulea cum trasă de... Cu cât vă mai multe reluri, cu atâta îmi pare că e mai penalti. Nu cred. Serios. Adică mi se pare că aceasta nu aici, următoarea reluare. De aici. Mi se pare că el chiar ține mâna acolo. Nu mai spunea cineva, uitați-vă la Ricardinho cum ține mâinile la spate. Păi dacă ține Ricardinho mâinile la spate, ce treabă are că ține mâinile la spate? Scrie undeva că trebuie să ții mâna la spate, că trebuie să te apere așa. Ce e asta? Unde există așa ceva? Nu, Vivi Giuleae nu are cum să facă absolut nimic. Nu, iar mâna nu e ridicată. Nu scrie că trebuie să ții mâinile la spate. Dar mâna este într-o poziție firească, așa mi se pare mie. Că nu poți să atingi mingea cu mâna. Mâna mi se pare că este într-o poziție firească. Tocmai asta îți spun. Nu poți să joci cu mâna, dar nici orice șut tras în mână, dacă mâna e în poziție firească, cum o văd eu, nu cred că trebuie să dai penalti. Mai degrabă cred că ar fi fost o greșeală dacă ai fi dat penalti. Ok. Așa cred. Da, nu suntem Mie mi se pare că se poate, da, și ți-am spus, problema nu este asta. Problema este să-ți judeci mereu la fel. Asta problema e este că peste două etape va fi o fază identică și se va da penalti. Și peste încă trei etape va fi una care să se ne și iar nu se va da. Da, pentru că poate asta să vină problema. Să spună că a fost intenție, știi? Și că a avut intenție și că a dus mâna spre minge. Asta este problema că, mea. A văzut. Cum e? Asta poate să spună. Cum cuantificăm intenția? Da, pe că mine nu mă interesează când cineva dă și greșește. Că poate cineva să dea să greșească. Și atunci nu mă ajută cu absolut nimica dacă cineva dă ceva și greșește. Pe mine mă interesează să văd dacă este cât de cât corect. Asta, pe mine asta mă interesează că două goluri identice au fost judecate diferit, Ștefănescu și Miculescu. Ștefănescu la Rapid Șepși și Miculescu la FCO Craiova FCSB, identice. La unul s-a dat gol, la unul s-a dat gol și a venit domnul Vasara și a spus că amândouă sunt corecte. Ok, și acum ce facem? Păi nu, dar și aici se va întâmpla că la fel. Vine Vasara să ne spună, noi trebuie să ce? Păi nu știu. Nu, deși știm clar că n-a fost în ordine acolo. Păi nu, dar acum te întrebe ceva. Care l-a fost în ordine? Tu crezi așa, dacă întrebăm 100 de foști arbitri să iau, nu iau arbitri activi, la faza asta, care crezi, după părerea ta, crezi că 100 spun că nu se dă penalti? Maxim 10 spun că da, 90 spun că nu. Maxim 10 spui tu? N-ai cum să spui că dai penalti la faza asta, nu ai cum. Păi porumbul eu zic că e penalti.
Asta așa, ca să cred bine repede, că n-am auzit alt fost arbitru vorbind. Nu zic analizează în felul lui. Avram a zis că nu e. Avram a zis că nu e? Da. Ok, deci avem Avram zice că nu e penalti, zice că e penalti. Când sunt, Danei, când sunt 5, dacă noi întrebăm 3, 4, 5 oameni în general, dacă ăștia sunt în mari și lați în fotbalul nostru. Avram acum, Zota, Porumboiu, Crăciunescu și cine mai fi? Da, 4, 5. Niciodată, rar la fazele astea să fie 5-0. Deci 3-2 la faza asta e 3-2 sigur. Dar nu înseamnă că ăla care are 3 sau ăla care are 2, el are dreptate. Nu înseamnă nimic. Înseamnă, în primul rând, că nu este genul de fază pe care se spui că ți-a influențat meciul. Adică de asta n-ai bătut. Putea să dea, ok, putea să nu dea. Eu cred că trebuie să te uiți la mână, trebuie să te uiți la viteza șutului, trebuie să te uiți la multe lucruri. Când ce vrea să facă jucătorul, cum face, duce mâna spre minge, nu o duce, are intenție. Eu dacă aș fi văzut că are intenție, da, și duce cumva mâna, aș fi spus, mai mult sau dacă deschidea braț. Mai mult, spuneam că e penalti, dar aici nu mi se dar pare că... Dar te întreb o chestie, asta mă sunt nărmuit. Barbu a văzut că a dat în mână sau n-a văzut nimic? Asta e întrebarea, dacă nu i-a spus că dacă Barbu n-a văzut și să-i spună Cojocarul, bă, vezi că lovește mână, vino să vezi. Păi nu, Cojocarul a văzut, 100% așa, și probabil că s-a întâmplat. Păi, dar el hotărăște, nu hotărăște el, mă. Cine? Ba da. Nu cotește, bă, Cojocarul, mă, nimic. Cojocarul semnalizează zona ce i-a atins mingea mâna. Nu. Dar ce face Cojocarul? Îi spune penalti. Cojocarul hotărăște, a venit un VAR, hotărăște mai nou care e penalti. Cojocarul chema pe Barbu doar în situația în care el credea că e penalti. Dar nu era suficient să se acorde. El zice e penalti. Dar în viziunea lui Cojocarul, dacă era penalti, îi spunea lui Barbu, vezi că e penalti, vino și vezi. Și ce a fost în viziunea lui Cojocarul? Ce concluzie trage? Nu a fost penalti. N-a fost nimic. Că n-a fost penalti. N-a fost penalti. Deci el hotărăște că nu e penalti? Nu, viziunea lui. Repet. Deci el hotărăște. E mai important asta de la VAR decât centralul. Păi nu, nu e mai important dacă centralul nu vede așa. Păi, dacă VAR nu a văzut. Dacă protocolul nu e corect și că nu e... Cojocarul să zică, mie nu mi se pare penalti, dar îl chem pe ăsta la VAR nu, degeaba. Nu, îi spui Barbule sau Mariane, Mihai, Costele, cum îi zici. Ai văzut că i-a atins mâna și ăla zice... Da, probabil că... Da, ok, atunci probabil vedere. Probabil că asta au vrut să evite ei făcând lucrurile mai simple. Adică, nu când mi se pare. Exact. Bă, mie mi se pare și ai te aduc de 20 de ori că mi se pare. Trebuie să fie mie. Chemat doar în situații clare, tocmai pentru că atunci când mergi, protocolul spune, când mergi la VAR, e cam clar că schimbi decizia. Nu au schimbat toți. Nu, dar care... Floin Andrei n-a schimbat. Care e procentul? Mare. Mare, asta da, peste 90%. Da, da, da. Mare, deci, mare, dar mare. Nu poți, eu cred, vino să vezi, Păi atunci nu mai terminăm niciodată, niciun meci. Și asta e adevărat. Nu? Da. Pe ce crezi tu? Că tu crezi lucruri e una. Dar el n-a văzut penalti, el asta bă, și n-a considerat mișto absolut nimic. Bă, știi ce mișto cu valul ăsta, mișto lucru? Că practic nu mai știi cine este de vină. Se greșește, da? Păi nu contează mă ce se întâmplă, că de fapt e de vină cine vrea Vasaras. Adică ori arbitru VAR, ori centralul, ori tușierul. Avem de gând să comentăm de Craiova asta. Da, eu îți spun prin... Apropo de asta, vreau să țineți un pic ideea. Fazele de la Poli Iași-Craiova. Că meciul ăsta este exact ca argument pe ceea ce spui tu. Poli Iași-Craiova. Vreau să vedem fazele. Nu golul anulat Craiova. Dar și golul anulat Craiova, că e o fază interesantă. Eu aș fi jurat aici. Acolo că e poziție regulamentară. Aș fi jurat. Hai să le vedem. Dar mai ales celelalte două faze. Iulian Dima a fost central la acest meci, a terminat 1-1. În cabina VAR a fost Șabol Kovaci, fratele lui Ișvan Kovaci. Avem așa. Minutul 19. Gol marcat de Craiova. Uite și tu, eu aș fi jurat că ăsta înalt de aici este mai aproape de port. Dar VAR-ul spune că nu e. E offside acolo. Offside. S-a dat offside. Da. Ok. Nu, ai noi de discutat că nu știu. Minutul 60. Este o fază foarte interesantă. Foarte interesantă din punctul meu de vedere. Haideți să o vedem. Centralul acordă cartonaj roșu. Cel din cabina VAR îl cheamă și întoarce decizia și dă doar galben. Și acum păreri. Cine a greșit și cine a avut dreptate? Centralul sau cel din cabina VAR? Cum vi se pare? Mie nu mi se pare de roșu. Pandi?
Păi nu ți se pare de roșu de ce? Că e, și asta e important. Portatul este foarte mic. Abia l-atinge cu capul, șterge. Nu este ultima portor, sunt ea doi care vin acolo. Dar intră în el. Nu trebuie să-i spargă capul, fața. Păi nu, să... fault e. Nu discutăm dacă intră în el și ce, orice atingere, să dăm roșu acum? Nu știu, zic și eu, poate că da, poate că ai dreptate, nu știu. Mi se pare că atingerea este minimă. Mi se pare că are o mare șansă că nu e accidental mai grav. O secundă, tu spui că e roșu, de ce? Pentru că e poziția ultima portor sau pentru fault violent? Că e o discuție asta. Fault violent mi se pare mie. Că nu pleacă cu capul spart, asta e altceva, dar intrarea aia puteai să-l accidentezi. Adică tu spui roșu pentru fault violent. Și faultul violent mi se pare mie. Păi dacă spui și, înseamnă că este roșu și pentru că e poziția ultima apărător? Păi nu știu cum e aici. Că mie nu, mi se pare că el dă mingea atacantul și nu mai are control asupra mingii. Sunt doi care vin acolo. Exact. Adică pentru poziția ultima apărător nu mi se pare roșu. Că uite-te la el, el dă... Cine crezi că ajunge, după părerea ta, la minge după ce dă, dacă n-ar fi fost faultat? Chițu sau unul de la Iași? Pandi. Asta nu poți să... Nu, mă, ce crezi? Ce crezi? S-ar putea cel de la Iași, okay, deci să ai dubii. Dea, pentru că deci la ai dubii, leargă, asta spun, ai deja dubii. Era un metru în față. Dacă ai dubii... Am dubii, pentru că era un metru cel de la Iași. Tu ai sărit la exact. Cap, pierzi dacă timpul, ai dubii, aleargă 2-3 metri. Dacă ai dubii. Am dubii, da. Sigur nu e roșu. Cel de la Iași aleargă, face 2-3 metri în momentul când tu sari la cap. Păi asta e și impresia mea. Deci dubii. Atunci excludem roșu pentru poziția ultima apărător. Și mai rămâne doar pentru violență. Aici nu te duci, te duci cu capul, adică... Nu știu ce vrea să facă, dar mă rog, asta e altă discuție. Dacă te-ai fi dus cu talpa și nu cu capul, care era? Păi, e diferit, nu păi e și diferit. De ce cu capul? Nu știu, mi se pare că e... Da, mie nu mi se pare, mi se pare că e bine că a anulat decizia de roșu. Așa mi se pare și așa mi se pare, nu știu, da. Poate că... Da. Nu știu, adică ziceți că faptul nu e violent. Mie nu mi se pare, nu se pare de roșu. Nu mi se pare de roșu. Păi ce trebuie să-i facă ca să fie roșu? Să se lovească serios. Că asta vreau să știu. Să-l lovească serios. Diferite. Adică ce serios ce înseamnă? Să-i dea una în gură. Nu se-l omoare. Deci dacă... Dar să aibă contact, să fie contact major. E așa nu, același contact, dar capul e în gură, nu e în umăr sau pe unde e acolo. Că până la urmă... El e mai accidentat decât atacantul. Că atacantul da. Se ridică, n-are nimic, iar portarul e rupt cu și capul. Și vedem și al doilea cartonaș graben la Croa, minutul 66. Adrian Mititelu a făcut scandal mare după acest meci, solicitând inclusiv demisia lui Vasaras. Avea galben la Croa și face acest fault. E corectă decizia? Eu nu văd ce discută aici. Nu știu, nu și galben fără discuție. N-am... De ce? Ce-i face? Păi cum ai? Că pierde mingea. Îl împiede ca să căs pe poartă. Deci mingea este pierdută la Croa. E gol. Sau mă rog, e scapă la poartă. Asta că este pierdută, nu știu, pentru că mi se pare totuși că picioarele lui la Croa sunt în față. Ia uite, eu zic că nu mai are cum să... E lent, e greoi și va pierde. Eu așa cred. Eu cred că e greoi, e lent și va pierde dacă nu-i pune mâna aia în față și nu-l dă jos. Nu va ajunge da, la dar nu primul. Vine din spatele lui să-i pună mâna în față. Eu asta vreau să spun. Adică totuși el este în față, adversarul este în spatele lui. Picioarele adversarului da. Sunt în spatele se lui. Poate la faptul că părerea... el îi pune o mână, dar îl are în spate. Tu zici că nu e fault? Eu zic că e galben. Pentru că aici e clar, dacă e fault, vorba lui Bogdan este... Este galben, pentru că tu adică practic nu, aici, tu, aici nu vorbești de fault. Aici îi dai fault pentru că mâna consideri tu că se duce direct în fața adversarului. Probabil. Aia este problemă. Cotul ăla care tu crezi aici că îi se duce, vezi? Că îi se duce în gura adversarului. De asta îi dai cartonașul galben. Pentru că altfel tu ai fața pentru asta la... E, pentru asta, păi pentru asta îi dai galben. Pentru asta, da. Pentru asta îi dai galben. Corect. Pentru că tu ești în față. Adversarul e cu picioarele în spatele tău. Când vezi faza în dinamica normală, fără nu pe slow motion, mie mi se pare că la cross e a pierdut clar 2-1 și va pierde mingea. E și foarte lent. Și după aia? Și că va ajunge la penăloare, dar nu-ți dai seama. Și dacă picioarele adversarului sunt asta în spatele da, mi se pare lui? Când am văzut faza, mi s-a părut clar că la clar nu are cum să ajungă. Da, dar mie la reloare, da, la reloare, nu-i viteza care trebuie la reloare, dar nu știu. Acolo mi se pare că adversarul este în spatele lui. Discutăm un pic despre Craiova cealaltă. Mi s-a părut... De ce? Minunată echipă. Și probleme mari cu... Am comentat meciul, de-aia mă bag primul. Pentru că... Nu se întâmplă cu oamenii care erau de bază. Care nu se întâmplă cu Crețu. Cu Crețu. Pe ce? Ce se întâmplă cu Ivan? Decizie tehnică. Cu Baiaram. Decizie tehnică. Crețu care n-are cum să lipsească. Hai că ne întoarcem. Luăm o scurtă pauză comercială. Revenim imediat. Am revenit. Spuneam că vreau să discutăm despre Craiova. Cum e posibil să ajung în halul ăsta în care a ajuns așa cum s-a prezentat ieri? Sunt și absențe. Sunt. Pentru că bancul e absență mare.
Zaikov e absență mare. E, nu știu. E, na, Screciu deja e bolnav pe postul de stopăr. Acum, dacă Zaikov a ajuns la Craiova, ce are probleme? Nu, dar e titularul lor și atunci tu... Înțeles, da. Păi, ai scos un om de la mijlocul terenului și l-ai băgat fundaș central. După meciul cu cine? Cu FCSB-ul sau cu cine? Asta e o problemă, că joacă Screciu fundaș central. Păi Screciu a mai jucat zeci de meciuri. Păi poate nu e o problemă, dar scoți de acolo de unde joacă bine să-l faci fundaș central. Altul ar fi jucat fundaș central, care juca poate mai bine decât el, pentru că e poziția de fundaș central. Iar el făcea mai mult la mijlocul terenului în locul altuia care nu face, bă. Adică ai făcut o grămadă de schimbări. Și mai e o problemă. Colici ăsta, nu știu ce se întâmplă, nu e ce trebuie. Hai mă, că nu mai e gata, niciodată s-a terminat definitiv cu el? Păi de când nu mai e ce trebuie Colici? Păi nu, dar nu mai e deloc, adică măcar, nu știu... Se întâmplă ceva cu Ivan. Se întâmplă ceva cu Bayram, adică tu folosești pe... N-am tot respectul pentru Danciu, e un băiat tânăr. Bă, dar nu poate să fie ca Bayram. Am găsit așa, că totuși a jucat la sub 21. Și să zici Bayram că a venit... obosit? Da, a venit bă, obosit. Bă, da, am zis pe comentariu. Ceva, bă, dacă la 20 de ani ești obosit, te stai lași, bă. La 20 de ani te să joci în fiecare zi. Păi ești obosit de prea puțin. Aia, da, că joci prea puțin, da, de toate. Da, ești obosit. De ce ești obosit? Da. Nu știu. Nu, și toată foarte, totul lent, toată construcția lentă și totul pleacă de la Curtiș, după părerea mea, de la singurul jucător care a alergat și rupea Crețu. N-a nimic, a avut 0-0 Petrolul. Nu, păi a jucat numai înapoi. Deci Petrolul dar nu când putea... Dar când a văzut cât de morți sunt ăștia... Petrolul juca la un 0-0, iar ăștia nu puteau nimic. Da, și când a văzut la pauză, bă, proști suntem dacă nu ne ducem să... Dacă nu iardem păște. Și așa s-a întâmplat în repriza a doua. Că zis, bă, n-avem, avem posibilitatea să-i asta. N-avem, să-i batem rău de bă, tot. Atenție, scorul nu reflectă realitatea din teren. Trebuie să fie mai mare. Dacă îi bătea 6-1, aia era. Corect. Și stai puțin, 6-0, că greșeala lui Justinian, n-am înțeles, a fost în viața mea fundat să intervin așa. A lui Screciu? Nu, Justinian, Petru Justinian, da, pe da, cum să dai în sare așa, la, în careu? Dat, nu cu neapărat acum, cred că l-a lovit în față, nu? Cu mâna, cotul, da, în gură. Da, da. Cu cotul în gură, dar nu că-i hands acolo. Nu, cu mâna e de cotul gură. În gură, da. Dar credeai la 2-1 că bă, erau pe acolo, prin care la un moment dat... Da, că e omor, că revine Craiova, nu? Da, da, puțin, un minut, ce două. Ușor, uite pe acolo, astea, fazele astea pe aici, da, prin minutul 70. Adică mie mi s-a părut că ăștia au intrat bine, Bayram, Ivan, dar 2 minute, 5 minute, după aia nu mai am făcut nimic. Nu, aici nu, că aici e bă, ăsta de penalti. Da, după aia n-au mai făcut nimic. 50 minute până la urmă, exact, bine. Da. După nu mai făcut nimic. Da. Lung mandat a avut Papur de data asta. Că înțeleg că e gata. Cum? Zic, lung mandat a avut Papur. Bă, o să roșească pe urmă. Și Del Bosque a avut nevoie de 5-6 mandate până la limerii pe la câștigător. Pe Del Bosque tot îl chemau la Real Madrid când era nevoie. Da. Și la un moment dat a nimerit pe la bunul. Și trag speranțe că Papur va reuși până la urmă. Zic și glumesc. Nu e problema la antrenor aici. Aici e problema cu jucătorii, clar, nu știu, se întâmplă ceva. Nu știu. Bun, mai avem 2 minute, 3 și vreau să comentăm două faze de arbitraj. În primul rând, minutul 59 la Farul Cluj, să discutăm ce am comentat și după meci, dar mă rog, nu erați atunci în platou și vreau să avem discuția asta. În faza care este implicat Mazilu, atenție contextul, Mazilu avea un cartonaș galben luat pe parcursul partidei pentru o simulare, undeva nici măcar în suprafața de pedeapsă Universității Cluj, undeva într-o zonă neutră a terenului. Ișvan Kovács a dat galben pentru simulare. Și avem această fază în minutul 58. E galben fără discuție. Ok, Pandi. O să-i meargă bine la Brighton dacă face de-astea. Păi ce crezi că e frer să facă acolo? Da, aici încearcă. Acolo la faci da, două la trame și zici, băi, ce faci, mă? Zici, ce cu tine, mă? Păi stai, că eu știu că acolo primeam penalti. Ce faci, mă? E ceva, vreo problemă? Că merita galben? Cădere de calciu, ceva, s-a întâmplat ceva. Cheamă medicii, ea, imediat când... Galben? Păi ce căzătură e asta, zici și mie? Ce treabă are căzătura? Uite, ce treabă are căzătura asta cu ce? Cu nimic n-are treabă, are decât cu tine, că te arunci. De ce nu dai galben? Tu ești că nu vrei să-i dai. Da. Păi de ce? Asta e și iar ajungem... Da, că nu vrei, da. Că nu vrei, că n-ai cum să nu dai cartonaș. Vorbim de arbitrul care zici, face că ce zici, vrea. Zicea, e un, nu știu ce, tânăr, nu pot să-l dau pe al doilea galben. Nu vrei să-l dai, e galben. Vezi perfect, aveți perfect. Dar n-ai cum să te arunci. Ce te arunci? Dai penalti atunci dacă nu-i dai galben. Da, nu? Da. Nu? Da, e faul penalti și nu mai dai mama, galben. La ce... Și prost făcută. Că sunt unii care se pricep, înțelegi? Nu. Avea galben tot pentru o simulare. Nu, dar măcar lăsai piciorul ăla, știi, dreptul. Prost făcută. În ăla. Da, el, prost făcută, tu tragi piciorul ăla drept și tragi piciorul ăla drept să nu te atingă și tot. Nu, n-ai cum să nu dai galben aici.
Ba uite că ai cum să dai. Aia, asta e, da. Asta e dramatic. Da, asta că și tu ar fi dificultate de Vasaras, că aici dacă bine... nu dai galben, înseamnă că e penalti. Deci a făcut bine Kovács când a dat galben? Nu, cum să facă? Păi, vezi, și zici, bă, Kovács, bă, cum? Care s-a uitat acolo? A făcut bine, că așa e regulamentul. La el. Deci nebunești și tu, zici, bă, așa o fi regulamentul, nu știu regulamentul. Să țin minte, să văd când dă prima dată Kovács la un meci un galben pentru simulare, ca să-mi iau aminte de faza, să se pun cumva în... Păi nu, al doilea pentru simulare. Ce importanță are? Păi, nu știu, poate el nu fi vrut, a zis, el așa a judecat. Hai să răsfoim clasamentul. Eu cred că el aici așa a judecat. 100% așa n-a vrut să dea, pentru că e un jucător. Da, altfel îi dădea galben, dacă n-avea aici un galben, îi dădea galben. Să judece așa, mai ales că se vede îngrozitor. Primul care e simularea la primul? Primul cartonaș galben. Hai că o avem. Că asta e important și acolo. Să nu zic acolo că de fapt am greșit că i-am dat și nu vreau să-l dau al doilea, să-i dau cartonaș roșu. O fază care nu e nici măcar în careu. Imediat, asta e faza. Păi, dar ce faci? Întreabă, Hagi, simulare? Da. Ce altceva? Pici. Deci aici parcă e ceva piciorul ăla, știi, la măcar se mai atinge ceva, un pic, da, măcar da, se da, mai atinge da, puțin da, da, aici, știi? La piciorul. Da, uite, pune da, în fața lui, da. Se mai atinge puțin acolo. E puțin atingere acolo. Că vezi că totuși piciorul ăsta stâng îi fuge într-o parte, adică o atinge. Nu, cam bazis okay, că aici, ia startul nu, la deci 100 aici, de metri liber. Da, aia trebuie să arătăm asta. Aici da. Eu fi zis că m-am grăbit, că i-am dat cartonaș da, galben da, pentru da. Că ceva atingere a fost. Nu poți să-l dau pe al doilea, că nu l-am dat pe primul și le elimin, e copil, nu știu ce. Și n-a vrut să-l dea pe al doilea. Exact asta a fost. Bun, și cealaltă fază pe care vreau să o discutăm este cea din finalul primei reprize la UTA Rapid. Dar aici să nu spui că nu e chiar nimic. Nu e nimic. Nu? Nu. Eu zic că îl atinge aici. Nimic nu e. Ok. Inclusiv modul în care se uită Mazilu către arbitru după ce uite, vezi? Face. Nu știu. Deci, dacă a fost sau nu gol pentru UTA, evident că ne dăm cu părerea, dar a fost o fază foarte comentată. Dacă mingea trece cu îndreaga circumferință, eu am zis port. Că da. Eu zic că nu. Pe ce te bazezi? Nu știu, așa nu, văd. Nu argument, pot să-mi dau seama acum că de sus nu știu cum, păi că necum. Da. Mă uit aici și ce văd aici, mi se pare că da. Adică văd unde e piciorul jucătorului unui pe linie, ăla da, mi se pare atâta, că este... Da, da, atâta. Nu, piciorul, mi se, pare, piciorul da. Mi se pare că este la 70 de centimetri în poartă, dreptul. Acum. Nu știu, mie că trebuie mi se să pare treacă că... toată, că nu trebuie să treacă toată. Aici, dacă mă întreb ce văd aici, cred că e gol. De asta spun, și piciorul stâng e pe linie, dreptul vii cu el din poartă, cumva. Adică îmi spuneți că stau așa și vin cu el din poartă și lovesc mingea perfect, exact când e pe linia porții. E puțin probabil să se întâmple eu treaba cred că asta. Mie, adică... mie nu mi se pare. Faptul că există un dubiu... este un argument pentru că arbitrii n-au dat gol. Pentru că da. Nu ești 100%, e 100% că e gol? Nu, dar ce ar trebui să se întâmple aici, Dani? Da? El e cu un picior pe linie și da. Vine cu piciorul ăsta din poartă. Da. Ca să nu fie gol, el trebuie să vină cu piciorul ăsta, mingea venind spre el, și trebuie să vină în momentul, și da. În momentul când ajunge cu piciorul ăsta, cam așa ar fi trebuit să fie. Așa. Nu, că altfel n-ai cum. Pe cum să dai? Așa? Adică ce, la milimetri? Adică mingea zici să fie și în poartă puțin și foarte puțin pe linie. Păi e în poartă, să păi fie asta spun. Deci poate să fie el vine, 95% poate să fie. Deci el vine, trebuie să lovească aproape de piciorul drept, da? Să zicem că mingea e... Nu, iar aici nu mi se pare că piciorul drept e aproape de stângul și nici măcar la 10 cm de stângul în poartă. Mi și mi s-a părut tare aici. Aici e greu să te bagi într-o ori de Timișoare, asta mi s-a părut tare la. Nu, aici e greu să te bagi. Așa a făcut așa. Aici bă, păi nu, ăsta e tricoul de deplasare, nu. Așa e violet. Așa e violet. Nu puteți să joci în alb rapid? Păi nu știu, dar dacă e de deplasare, ăsta de ce îl mai faci atunci? Așa joacă mereu rapid afară? Păi cred că am mai jucat, parcă am mai văzut eu. Nu mi-am amintit, am mai văzut la un meci. Eu nu amintesc că e momentul ăsta. Eu am jucat în violet? Nu știu, parcă mai mi-am amintit cu meci. Nu, am mai jucat sigur, dar nu a jucat toate meciurile de plasare. Uite-te, tu cum e, fii atent cum e prima dată. Deci el e în poartă prima dată. El ca să dea spre minge, uite. Deci ia, vezi, e în poartă și mingea acolo, el vine
Da, nu știu. Bine, că, nici, da. Stai puțin, nici acum să nu crezi că zic că e gol, că da, de da, unde da, da, mama da, naibii da, știu da, eu că e gol, da, că da, nu da, vin da, cu din astea așa tu că e gol. Niște argumente eu vin care cu niște argumente. Gol, da. Deci ești în poartă, după aia vii cu piciorul acolo, dai cu dreptul ăla, uite, uite unde ești. Băi, dar noi știți discutăm despre asta, noi pierdem ținut din cauza fotbalului. Cum să dai așa de acolo, mă, tu atacant? Băi, cum să dai tu de atacant? Băi, ai mingea pe 4 metri, e poarta aia de aici până la ieșirea din instituție, pe cuvântul meu. Băi, cum să dai așa în mingea aia? Ca să ajungem la discuția că trebuie să-i dai și nu vadă portarul de acolo. A, asta e altceva. Bun, ne oprim. Mulțumesc de prezență, Basara Panduru, de asemenea Bogdan Cosmescu. Mâine, păi mâine avem SR de UEFA Champions League, deci fotbal de mare spectacol, dar mai vorbim despre acest lucru. Noapte bună acum.